Birourile executive ale confederațiilor sindicale, reprezentative la nivel național, se reunesc la București pentru a stabili un program de acțiuni sindicale. Potrivit liderilor Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa Tâmbovița, sindicatele sunt nemulțumite de faptul că guvernul a refuzat pe întreaga perioadă a dialogului sindical privind modificarea codului muncii și a legislației muncii tot ce au propus partenerii sociali, atât pe cod cât și pe celelalte patru legi care reglementează relațiile de muncă, legea contractelor colective de muncă, legea conflictelor de muncă, legea sindicatelor și legea patronatelor. Guvernul vrea să modifice unilateral codul muncii fără să țină cont de punctele de vedere ale partenerilor sociali, patronate și sindicate, care nu sunt de acord cu punctul de vedere al guvernului, declară liderii sindicali ai CNS Cartel Alfa Dâmbovița. Pe tot parcursul discuțiilor purtate până acum, reprezentanții guvernamentali nu au adus niciun fel de noutate. Din 77 de modificări pe care sindicatele le-a făcut, s-au discutat 17 și dintre acestea toate au rămas în forma propusă de guvern. Politica guvernamentală este să aducă salariul la mâna patronului. Patronul poate să-l disponibilizeze oricând, pentru că neexistând măsuri de protecție, nici în codul muncii, nici în contractele la nivel național sau pe ramură, salariatul rămâne la cheremul patronului. Acesta poate să angajeze pe perioadă determinată pe altcineva ori de câte ori vrea, sau poate să angajeze pe perioadă de probă a câte 2-3 luni la infinit. Nu se mai poate forța negocierea unui contract și nu se mai poate ajunge la grevă. În momentul în care ajungi la grevă, te dă afară. Are dreptul să suspende contractul de muncă individual, explică liderii CNS Cartel Alfa Dâmbovița.